Haideți să deschidem împreună Sfânta Scriptură la cartea a doua a cronicilor, la capitolul 20. O să avem o citire mai lungă în seara aceasta, primele 30 de versete. Cartea a doua a cronicilor, capitolul 20, pagina 467. Doi Cronici, capitolul 20, de la versetul 1 la 30. După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând: o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hatzatzaon, Tamar, adică Enghedi. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului în casa Domnului înaintea curții celei noi și a zis: Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău, Israel? Și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avram, care Te iubea? Ei au locuit-o și Ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele Tău, zicând: dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci numele Tău este în casa aceasta. Vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum, iată, fiii lui Amon și a lui Moab și cei din muntele Seir la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a abătut de la ei și nu i-a inimicit, iată-i cum ne răsplătesc acum venind să ne izgonească din moștenirea Ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiii lor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Și Iahaziel a zis: ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul: nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine coborâți-vă împotriva lor, ei se vor sui pe dealul Țiț și îi veți găsi la capătul văii în fața pustiului Ieruel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspământați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi.
Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Leviții dintre fiii Chehatiților și dintre fiii Coreiților s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeului Israel. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului! Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți! Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti! Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: lăudați pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac! În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiii lui Amon și a lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțim, pe înălțimea de unde se zărea pustiul, s-a uitat înspre mulțime și iată că ei erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile. Au găsit printre trupurile moarte, au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. Trei zile au prădat, căci era multă pradă. A patra zi s-au strâns în Valea Beraca, binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul, de aceea au numit locul acela Valea Beraca, nume care a rămas până în ziua de azi. Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim în frunte cu Iosafat au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse cu bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașii lor. Au intrat în Ierusalim și în casa Domnului, în sunete de lăute și de harpe și trâmbițe. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel. Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur împrejur. Amin. Haideți lângă acest cuvânt care l-am auzit mai lung, poate că de mult n-ați mai auzit așa o citire de lungă la un serviciu. Dar Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Și pentru aceasta. Am vrea ca să rostim toți împreună o rugăciune. Aș vrea ca să ne unim inima, să ne unim gândurile, simțămintele și credința. Și să venim înaintea Domnului și să rostim toți împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să luați locurile. Aș dori să aduc și un cuvânt de salut din partea fraților de la Detroit la plecare. Frații au lăsat acest cuvânt de salut pe care vă rog și pe dumneavoastră să-l primiți, se găsește în 2 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 11 la 13. 2 Corinteni, capitolul 13, versetele 11, 12 și 13.
Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Toți sfinții vă trimit sănătate. Amin. Vă rog să primiți și acest cuvânt de salut și Dumnezeu să fie binecuvântat și slăvit în toate. Amin. Mulțumesc Domnului și fraților care mi-au favorizat această întâlnire împreună cu dumneavoastră în această seară la Muntele Sionului. Mulțumesc fratelui Cornel. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frate Cornel. Mulțumesc fratelui Dani. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumesc dumneavoastră care ați ales în această seară să veniți la Biserica Muntele Sionului. Dumnezeu să fie glorificat. Dumnezeu cu binecuvântarea Lui. Specialitatea Lui Dumnezeu este binecuvântarea, binecuvântarea oamenilor. Dumnezeu, sub binecuvântarea Lui, să ne binecuvinteze pe toți și să fie bucurie și desfătare pentru noi. Am fost o singură dată cu dumneavoastră, de când dumneavoastră sunteți aici, de când este Biserica Muntele Sionului. Aceasta a fost în urmă cu 3 ani de zile și atunci, pentru cei care ați fost și dacă doriți să vă aduceți aminte, am împărtășit împreună un mesaj referitor la mânia lui Dumnezeu. Și de ce să mânie Dumnezeu pe oameni? Și ce trebuie să facem noi ca să se oprească mânia lui Dumnezeu? În această seară am ales acest pasaj lung. Asta ar însemna că predica trebuie să fie scurtă. Că așa se întâmplă, nu? Predicatorii mari iau un verset, alții numai o jumătate de verset și ne predică câte o oră. Acum am ales un pasaj așa de lung, ar trebui să fie o predică mai scurtă. Dumnezeu să ne binecuvinteze și timpul care îl avem la dispoziție să fie o binecuvântare pentru noi și să fie o părtășie în care fiecare dintre noi, plecând de la Muntele Sionului în această seară, să plecăm mai viguroși spiritual, mai hotărâți de a-L cinsti cu adevărat pe Dumnezeu, de a-L iubi cu adevărat pe Dumnezeu. Să ne dedicăm viața noastră și trăirea și umblarea noastră să fie în lumea aceasta ceea ce Dumnezeu vrea. Să fim lumină pentru lumea aceasta, să fim sare pentru oamenii din lumea aceasta. Și să fim așa, cum am auzit o cântare aici, cu adevărat prețuiți de Dumnezeu. Dumnezeu spune, vă prețuiesc mai mult decât ne prețuiește Dumnezeu, mai mult decât sunt prețuite păsările astea care zboară și care cad și care nici una dintre ele nu este fără preț înaintea lui Dumnezeu. Cu cât mai de preț suntem noi. Și a spus Dumnezeu, sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Adică să ne aducem aminte de aceste lucruri și să căutăm, așa să trăim și să nu ieșim de sub binecuvântările acestea rânduite de Dumnezeu pentru noi. Am așezat și un titlu pentru pasajul acesta și titlul este Cum rezolvăm o situație de criză? Ce este o criză? O criză este ceea ce se întâmplă și se petrece în viața noastră când întâlnim un lucru neobișnuit. Deci, crizele în viața noastră sunt provocate de lucruri care se petrec și ele sunt generate de evenimente care poate nu le-am mai experimentat sau dacă le-am experimentat, sunt total diferite acum. Poți să îți pierzi serviciul.
Apoi urmează o stare de criză. Ce voi face? Cum voi răzbi? Am familie mare, am copii mai mulți, am multe, multe probleme care sunt rezolvate de serviciu care l-am. Poți să te îmbolnăvești, poți să auzi că doctorul a spus familiei pe ascuns, e bolnav de cancer. Aceste evenimente, aceste informații, aceste lucruri stârnesc, declanșează în viața noastră crize. Întrebarea este cum le rezolvăm. Am ales în seara aceasta, deci, pasajul acesta scriptural, să ne uităm la un împărat, să ne uităm la acest împărat, la împăratul Iosafat. Este în lista împăraților buni din Iuda, Iosafat. Și iată, când a ajuns această informație la el, că se pregătește un război. Așa am citit și deducem din primele versete ale citirii noastre, fiul lui Moab și fiul lui Amon și cu niște maoniți. Au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând, o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hatzatzaon Tamar, adică la Engedi. Versetul 3. În spaima sa, adică acest împărat puternic, Iosafat s-a înspăimântat, s-a declanșat, s-a produs o stare de criză în viața lui. Era împărat, împăratul este chemat să răspundă pentru națiune, să ia decizii corecte pentru fericirea națiunii. Pentru fericirea poporului său, pentru ca poporul să se bucure de pace, să se bucure de prosperitate. Și împăratul la această veste s-a înspăimântat, s-a declanșat criza. Cum a traversat această stare de criză împăratul Iosafat? Ne aducem aminte în această seară de felul în care el a rezolvat criza aceasta. Apoi luăm ceea ce se potrivește pentru noi și vom fi gata ca mâine, dacă noi ne vom confrunta cu o stare de criză, dacă criza se va apropia de noi, să știm în primul rând cum a rezolvat Iosafat și apoi să încercăm să o rezolvăm și noi. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fie cu noi, să fie de partea noastră. Deci o să vedem 5 lucruri frumoase care s-au întâmplat, care s-au petrecut și din care avem de învățat noi, pentru noi, ca să rezolvăm, ca și împăratul Iosafat, o stare de criză. 1. Și este potrivit și pentru noi. Partea a doua a versetului 3 spune, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Mă declar foarte mulțumit în seara aceasta în fața bisericii Muntele Sionului. Pentru că eu nu m-am consultat cu fratele Cornel ce să aleg în seara aceasta. Dar am auzit ce Biserica Emanuel a hotărât, Biserica Muntele Sionului a hotărât. Ați venit, v-ați hotărât în această lucrare apostolului. Adică, fraților, prevedem, Duhul Sfânt parcă a anunțat pentru noi o vreme de criză.
și biserica muntele Sionului, slăvit să fie Dumnezeu. Asta îmi spune mie și spune celor ce sunt aici și îl iubim pe Dumnezeu și credem în Dumnezeu, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. În vremea de criză, împăratul Iosafat a venit înaintea Domnului și a chemat poporul la post. S-au hotărât pentru post. Este una din armele secrete ale creștinului. Nu? Avem trei arme secrete care le avem la dispoziția noastră. Rugăciunea nu în public, rugăciunea nu de la Biserica Muntele Sionului, ci rugăciunea din cămăruța ascunsă. Este o armă secretă. Și Tatăl nostru care vede în ascuns va răspunde rugăciunii noastre secrete. Adică din cămăruța ascunsă. O altă armă secretă care o avem este milostenia. Când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta. Și Dumnezeu, care știe și vede în ascuns, va răsplăti. Și a treia armă secretă este arma postului. Și tu când postești, voi când postiți, zice Domnul Iisus, să nu fiți ca fățarnicii care cred că dacă se arată în mod public, vor avea trecere înaintea lui Dumnezeu. Tu când postești, să-ți speli bine fața, să te aranjezi și astfel să vii înaintea lui Dumnezeu. Este a treia armă secretă care stă la dispoziția noastră. Dumneavoastră veniți în mod public cu această armă secretă și stați înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ea rămâne totuși, rămâne secretă, pentru că numai noi, fiecare individual, știm cum ne angajăm înaintea Domnului. Frații anunță de aici. Este foarte bine. Este foarte bine să ne deschidem pentru astfel de acțiuni. Odată Domnul Iisus Hristos a fost întrebat de ucenici. Ucenicii s-au văzut că sunt în stare de a nu putea rezolva o cerință. Un tată necăjit s-a dus cu fiul lui care era chinuit de diavolul, stăpânit de diavolul. Era demonizat. Era într-o stare foarte gravă. Nimeni nu putea să-l ajute, nimeni nu putea să facă ceva pentru el. Și vine tată necăjit la Domnul Iisus și spune: Doamne, am adus pe fiul meu la ucenicii tăi, n-au putut să facă nimic pentru el. Dacă tu poți, fă tu ceva pentru el. Neam viclean și preacurvar, tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Aduceți aici pe fiul tău. L-a adus pe fiul lui acolo, Domnul Iisus l-a eliberat și ucenicii au întrebat: noi? Nu l-au întrebat în mod public. Au fost oameni ca și noi, ucenicii, deoparte cu Domnul Iisus. Nu? Aveau și ei, toți avem, nu? Avem așa un fel de mândrie din asta noastră, adică cine-i ca noi? Noi de ce n-am putut? Au întrebat ei. Dar deoparte, să n-audă nimeni această slăbiciune a lor. Domnul Hristos le spune: acest soi de draci nu iese decât cu post și cu rugăciune. Cred că cele două arme secrete, nu-i așa? Pentru că atunci când ieșim pe Mapamon, când venim pe platforma bisericii cu aceste rugăciuni, trebuie să avem ceva în spate din aceste arme, ale arme secrete, din această putere de înarmare a creștinului în cămăruță și cu consacrare, cu jertfire. Deci primul lucru pentru ieșirea din criză, pentru traversarea crizei, este să venim la Dumnezeu. Și nu oricum. A venit la Dumnezeu, Iosafat a venit la Dumnezeu, s-a îndreptat
și a îndreptat fața să caute pe Domnul și a venit și a vestit un post pentru tot Iuda. Adică s-a unit. Și dumneavoastră v-ați unit aici. Fie Dumnezeu binecuvântat. Fie numele Domnului onorat și înălțat și glorificat. Și lucrarea aceasta să se bucure de trecere înaintea Domnului. La care dumneavoastră v-ați angajat. Zi de post și rugăciune. Biserica Muntele Sionului. 2. În al doilea rând, cu cât situația de criză este mai grea, mai dificilă, simțim că avem nevoie de cineva care să ne ajute. Nu putem să mergem singuri. Am încercat. Ne-am rugat acasă, ne-am rugat în familie. N-am izbutit. Și atunci venim în fața adunării. Atunci cerem ajutor, cine vrea să se unească cu noi. Și observăm că al doilea lucru pentru traversarea crizei, lucru care l-a provocat, la care a apelat împăratul Iosafat, este cooperarea, asocierea cu poporul. Oricât de bun ar fi păstorul nostru, sunt situații care nu le poate traversa decât numai cu biserica. Să nu uităm asta. Nici noi nu putem fără dumnealor și nici dumnealor fără noi. Dumnezeu ne vrea să fim împreună. Dumnezeu vrea să ne unim. Dumnezeu vrea să ne asociem. Dumnezeu vrea să ne înrolăm și să fim împreună și să ieșim în fața forțelor demonice, a întunericului, a programărilor făcute de diavolul, să ne unim și să stăm împreună. Versetul 4. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei mari și a zis, adică ce facem când ne unim? Nu predicăm așa de mult, nu cântăm așa de mult, ci ne unim și strângem rândurile în ceea ce numim rugăciune. Strigă-t către Dumnezeu! Recunoaștere că numai Dumnezeu ne poate ajuta, numai mâna cea bună și nevăzută al Dumnezeu cel atotputernic poate să ne vină în ajutor. Și auzim, urmărim aici rugăciunea plină de credință a împăratului. Rugăciunea unui împărat care vine înaintea lui Dumnezeu cu aceste cuvinte: Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia, dinaintea poporului Tău, Israel? Și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminției lui Avram, care Te iubea? Dumneavoastră inspirați căldură spirituală, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Adică când ne rugăm, avem o bază în care îl proslăvim pe Dumnezeu. El este Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Este Dumnezeu care a făgăduit. Este Dumnezeu care a împlinit. Este Dumnezeu care trăiește. Este Dumnezeu care își ține cuvântul. Apoi face legătura, trecem, nu, ca să mai câștigăm puțin timp, face legătura cu acel locaș special de închinare, cu templul.
Și Iosafat știa ce s-a rostit la inaugurarea templului. Mi-aduc aminte, asta nu face parte din predică. În data, cred că a fost data de 9 martie 1990, în Timișoara, la Biserica Elim, a venit un mare demnitar american, creștin, care a predicat în seara aceea acolo, și primarul care era atunci, el a crezut că e ca la primărie. Și a vrut, și nu l-a oprit nimeni, să vină la amvon. Și aici, la dumneavoastră, platforma amvonului este mai înaltă. Acolo, la Timișoara, era 7 scări de urcat. Și chiar era gata să urce acolo, până când a fost oprit și a spus: aveți puțină răbdare și o să fie timp și pentru cei care vor să ia cuvântul. Apoi ne-am văzut obligați să spunem tuturor, pentru că erau mulți demnitari atunci și din partea guvernului României și demnitari de la județul Timiș. Ne-am adus aminte că la inaugurarea casei a Bisericii Elim a predicat un american, Dr. Ray Hughes. Și a zis cuvintele astea: binecuvântat să fie omul care va vesti pe Hristos de la amvonul acestei biserici, Biserica Elim din Timișoara. Apoi a continuat marele predicator american: și blestemat să fie omul care va face altceva de la amvonul acestei biserici. S-a terminat slujba, americanul a făcut chemare cine vrea ca să îl primească pe Domnul Iisus, și demnitari, fiindcă s-a văzut unul de la altul, au ridicat mâna. Probabil că unii dintre dumnealor au crezut că sunt la un vot, subscriu pentru un vot, dar au ridicat majoritatea dintre dumnealor și primarul. Și când a fost invitat, dar aducându-se aminte ceea ce am spus, știți că n-a mai acceptat să urce la amvon. Acum era invitat să vin la amvon. Și frații i-au spus: domnule primar, puteți să veniți la amvon, că doar ați ridicat deja mâna de acum. Iosafat și-a adus aminte că acest edificiu de închinare înaintea lui Dumnezeu, s-a pus numele lui Dumnezeu peste el. Și dacă cineva își va îndrepta privirile spre locul acesta de rugăciune, Dumnezeu va lua aminte, Dumnezeu va răspunde, Dumnezeu va asculta rugăciunea aceea, binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Apoi, încheie el. Versetul 12. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei, ăștia care ne-au provocat război, ăștia care ne-au adus în această stare de criză? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Este rugăciunea împăratului, slăvit să fie Dumnezeu. De ce să nu ne rugăm? Ca și în România să avem astfel de împărați. Împărații noștri îi numim președinți, îi numim prim-ministri. De ce să nu ne rugăm? De ce să nu credem că în România poate să fim, să avem și să fie astfel de conducători care să înalțe rugăciune înaintea lui Dumnezeu? Eu vin dintr-o țară, sunt român, dar am emigrat în America. Și președintele Americii ține discursuri, nu știu cât este dumnealui de creștin, dar pomenește numele lui Dumnezeu. Nu știu cât este de încrezător în Dumnezeu. Dar faptul că iese în fața națiunii și rostește numele lui Dumnezeu și își încheie cuvântările lui: Dumnezeu să binecuvinteze America, spune ceva, nu-i așa, fraților? Așa s-a rugat împăratul Iosafat. Deci, a doua lucrare ce o face împăratul la ieșirea din criză este rugăciunea. Și în orice fel de rugăciune,
și nu oricum, o rugăciune cu tot poporul, o rugăciune în care au fost mobilizați cu toți. Trei. În astfel de situații, și noi suntem penticostali și credem, și fratele păstor a anunțat că au fost profeții din partea lui Dumnezeu. Eu mă cutremur când aud astfel de lucruri. Îmi văd micimea mea înaintea lui Dumnezeu, pentru că știu că Dumnezeu vorbește, știu că Dumnezeu își alege oameni de care se folosește și Dumnezeu este la cârmă și El descoperă hotărârile și planurile Lui mai dinainte prin oameni pe care El îi alege. Nu noi îi alegem, Dumnezeu îi alege, Dumnezeu îi investește. Și Dumnezeu să binecuvinteze bisericile penticostale în vremea aceasta cu oameni care să vorbească din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie în bisericile noastre, România are nevoie de astfel de oameni, de astfel de lucrători, de astfel de vase de lucru prin care să se proslăvească numele lui Dumnezeu, care să țină trâmbița lui Dumnezeu și să transmită cuvinte din partea lui Dumnezeu. Și uitați, la această criză, exact asta găsim. Deci, în al treilea rând, la situația de criză a împăratului Iosafat, intervine Dumnezeu. În versetul 14 citim, atunci Duhul Domnului, fraților, Duhul Sfânt, Duhul Domnului a venit în mijloc adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Și Iahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat. Pentru că oamenii lui Dumnezeu, care sunt oamenii lui Dumnezeu, care vorbesc din partea lui Dumnezeu, nu sunt intimidați de funcții pământești, de ranguri pământești. Ne aducem aminte de apostolul Pavel. A stat în fața împăratului Agripa și a predicat învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi îl întreabă, nu s-a intimidat de el, crezi tu, împărate Agripa, în proroci? Și tot el zice, știu că crezi. Împăratul, ca să domolească puțin lucrurile, zice, curând, mai vrei tu să mă faci creștin? Oamenii lui Dumnezeu, dar atenție, oamenii lui Dumnezeu, prin care vorbește Dumnezeu, nu trebuie să se lase intimidați când au mesaj din partea lui Dumnezeu. Deci eu nu vorbesc aici nici despre proroci mincinoși și nici despre învățători mincinoși. Că ăștia lucrează în echipe, în asociere. Nu vă temeți! Și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Cu cât este mai mare criza, cu cât este mai mare amenințarea, cu cât este mai puternică frica, Dumnezeu se implică. Și noi avem rol de spectatori. Așa s-a întâmplat aici la criza aceasta. Mâine coborâți-vă împotriva lor. Ei se vor sui de pe dealul Țiț și îi veți găsi la capătul văii în fața pustiului Ieruel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Slăvit să fie numele Lui. În vecii vecilor. Frați și surori, când pornim în felul acesta în rezolvarea crizei,
Să alergăm la Dumnezeu, să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne pregătim să stăm înaintea lui Dumnezeu. Când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, când cerem ca Dumnezeu să fie ajutor și izbăvitor pentru starea, pentru situația, pentru ceea ce traversăm, Dumnezeu se angajează, Dumnezeu ne încurajează și Dumnezeu intervine personal. Zice, voi veți sta și nu vă veți lupta și veți vedea biruința lui Dumnezeu. Pentru că, în al patrulea rând, descoperim aici încrederea la care, în această situație de criză, i-a chemat împăratul Iosafat. Să citim în versetul 20. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustiul Tecoa. La plecarea lor, Iosafat, adică împăratul, a venit și a zis: ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în veac. Mare lucru, fraților, să te duci la bătălie. Ostașii, oștile se ascund, păstrează liniște. Să te duci la bătălie și să pui în fața oștirii corul. Și acum să asculte dirijorii. Dirijorii, dacă oastea merge încolo, trebuie să se întoarcă cu spatele ca să poată să dirigeze formația aia care era acolo. Deci ei au plecat fără niciun fel de apărare erau. Asta însemnează când Dumnezeu lucrează pentru noi. Nu ne apără și nu trebuie să ne apere oști pământești, oștiri de pe pământul acesta. Ne apără Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Pentru că împăratul, deci în al patrulea rând, i-a chemat la încredere în Dumnezeu, la încredere în prorocii lui Dumnezeu. Pentru că erau proroci adevărați, fraților. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem să avem și noi astfel de stări, de situații în care să avem proroci recunoscuți. Nu proroci care își fac, ar fi bine să mă audă proroci dacă sunt aici, care își fac nume din sume pe care le adună, care își fac sume, nume, renume, din tot felul de lucruri care nu zidesc și care nu sunt din partea lui Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm ca să avem proroci care să vorbească din partea lui Dumnezeu. Proroci la care să avem îndrăzneală, încredere să venim înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce vă spun acum știu. Să îmbolnăvește cineva departe, poate peste ocean sau undeva aici, români plecați la lucru în Europa, în Uniunea Europeană. Telefonul în România. Și la capătul celălalt, o persoană care se crede că poate să butoneze. Vă spun cu frică și cu temere de Dumnezeu ce vă spun. Duhul Sfânt nu este comandat de noi. Duhul Sfânt
Este Dumnezeu. Și noi nu putem să-i comandăm. Nu este la comanda noastră. Nu putem noi să îi spunem, să îi impunem Duhului Sfânt să vorbească cum vrem noi. N-am dreptate? Amin. 18, 20 de prorocii spune, va trăi și nu va muri. Și vine un proroc încăpățânat și spune, Domnul a hotărât să-l ducă acasă. Care sunt adevărați, fraților? Împăratul cheamă întreaga mulțime, își cheamă poporul. Încrediți-vă în Dumnezeu și încrediți-vă în prorocii lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne încredem în Dumnezeu. Când ne încredem în Dumnezeu, ne încredem și Dumnezeu ne descopere și care sunt adevărații proroci. Nu ne neliniștim, nu ne neliniștim pentru proroci care nu prorocesc din partea Domnului. Nu! Pentru că și noi avem Duhul lui Dumnezeu. Și nouă ne vorbește Dumnezeu. Și cu noi este Dumnezeu. Și Pavel zice, și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Apoi, în al cincilea rând, frați și surori, urmează mulțumirea. Au intrat să vadă ce s-a petrecut în tabăra vrășmașă. Și au găsit acolo bunuri și lucruri. Și trei zile le-a trebuit numai să adune ce era acolo. Pentru că preiubiților lui Dumnezeu le dă pâinea ca în vis, ca în somn. Binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Vreau să putem pleca în seara aceasta mulțumitori înaintea Domnului. Să fim pregătiți, să știm că suntem pregătiți. Că Dumnezeu a rânduit pentru noi și Apostolul Pavel spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să fie mai tare, mai puternică decât puteți răbda. Și cel ce a îngăduit ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți biruitor din ea. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Suntem ai lui Dumnezeu, îi aparținem lui Dumnezeu, știm că Dumnezeu răspunde, știm că Dumnezeu este cu cei ce se tem de El, știm că Dumnezeu este de partea noastră, a făcut investiție pentru ca noi să-i aparținem, să fim moștenirea Lui, să fim câștigați de Dumnezeu, a trimis cel mai mare preț, a dăruit pe Fiul Lui pentru noi, să credem în El, puterea jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, sângele care a curs, are putere să mă izbăvească de sub puterea păcatului. Are forța aceasta de curățire și tărie în el, ca să fiu cu sufletul curat înaintea lui Dumnezeu, să fiu izbăvit, să am îndrăzneală să-L strig și să-L chem pe Dumnezeu Tată. Și Dumnezeu răspunde îndată, slăvit să fie numele Lui. Suntem gata să-I mulțumim. S-au dus și au numit locul acela de mulțumire. Beraca, Valea Beraca, locul de mulțumire. Când am mulțumit cu adevărat lui Dumnezeu? Când ne-am proșternut și n-am mai cerut nimic? Avem atâtea lucruri care Dumnezeu ni le-a dat. Eu și dumneavoastră am traversat vremuri de criză. Pentru mine astăzi, 2 ani de zile, 3 săptămâni și 4 zile de când alerg în această competiție a celor mântuiți, rămânând singur pe cloarul de alergare. Dar Dumnezeu este cu mine, slăvit să fie numele Lui. Și dumneata ai trecut prin vreme de criză. Poate este cineva în seara aceasta care chiar acum traversează criza. Poate este cineva în seara asta care o vreme de criză îl pândește, se apropie.
Suntem fericiți să fim aici în prezența Domnului. În prezența celuia ce a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Noi nu avem o evanghelie nouă. Noi nu avem o evanghelie a prosperității. Domnul Hristos a spus aceasta. Apostolul Pavel se ducea din loc în loc și învăța și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Drumul spre patria fericirii, drumul spre împărăția lui Dumnezeu trece prin necazuri. Dar nu suntem singuri. Toți oamenii au necazuri, toți oamenii au probleme. Cu noi este Dumnezeu. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, slăvit să-i fie numele în vecii vecilor. Suntem gata în seara aceasta să privim spre El, să ne înnoim angajamentul. Poate am glumit într-un fel de când ne-am întors la Dumnezeu. Poate ni se pare că au trecut prea mulți ani. Poate în urmă cu 20 de ani, 30 de ani, așteptam să vină Domnul. Vorbeam în alte limbi. Sfânta Scriptură spune că atunci când cineva vorbește în alte limbi, să zidește pe sine însuși. Poate acum construcția spirituală este în ruină. Poate că acum ești sărac, ești gol, ești lipsit. Și pentru că zici, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești sărac, nenorocit, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești, doftorie pentru ochi ca să sungi ochii și să vezi și haine ca să te îmbraci și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Ne ridicăm în picioare. În seara asta vrem să stăm și să fim convinși și încredințați că stăm înaintea lui Dumnezeu cel veșnic, lui Dumnezeu cel atotputernic. Stăm înaintea lui Dumnezeu care El are autoritate, are stăpânire. Stăm înaintea Domnului nostru Iisus Hristos, care a spus că nu ne va lăsa singuri, ci că este cu noi și în noi, este cu noi aici prin Duhul Sfânt. Ne cercetează, ne vorbește, se ocupă de noi. Ia minte Domnul, știe Domnul gândirea, știe Domnul decizia, alegerea și hotărârea mea. Aș vrea să avem un moment special de rugăciune. Pentru cei care au trecut prin vremea de criză, să mulțumească cu adevărat Domnului. Pentru cei care s-ar putea să fie cineva în seara asta care să treacă prin criză, să nu-și piardă încrederea. Încrediți-vă în Dumnezeu! Încrede-te în Dumnezeu! Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Hristosul, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor? Iisus este Hristosul, Domnul și biruitorul. Și dacă cineva s-ar putea să fie vizitat de o vreme de criză, în seara asta să te rogi, frate și soră, ca să fii biruitor. Aș vrea ca să plecăm capetele și aș vrea să fac un apel solemn și cu sinceritate. Dacă ești în seara aceasta la muntele Sionului, dacă ești în una din aceste situații și nu poate să fie altă situație, ori ai traversat criza, ori chiar acum traversezi criza, ori s-ar putea ca să fii vizitat de o criză. Avem nevoie de Dumnezeu. Vă rog, cine vrea ca să ne rugăm, să arate nevoia după rugăciune printr-o ridicare de mână. Știu că ai nevoie de Dumnezeu. Știu că ai nevoie de rugăciune. Dumnezeu nu ierusește și nu face investiții inutile. Suntem în seara aceasta la muntele Sionului ca să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Poate ești bolnav, poate ai o problemă care te macină,
Poate ți este rușine să spui soției, ascultă-mă! Îți este groază! Este frică să te duci la doctor! Este frică de diagnosticul care s-ar putea să fie! Stăm înaintea celui veșnic! Avem nevoie de el! Arată nevoia ta! Strigătul tău lăuntric după Dumnezeu, după ajutorul Lui. Să intrăm în rugăciune și să ne rugăm stăruitor și ferbinte ca Dumnezeu să-și pună mâna Lui peste noi. Frați și surori, suntem în seara aceasta aici împreună ca să biruim vremea de criză. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă un exemplu împăratului Iosafat cum a biruit criza. Noi suntem copiii Domnului Iisus Hristos. El ne-a rânduit. El a rânduit pentru noi seara aceasta, ocazia aceasta, să stăm înaintea Lui, să ne prindem de pala hainei Lui, să ne legăm credința noastră de El. Împlinirea noastră este în El, voia Lui să fie peste noi. Să intrăm în rugăciune și să ne rugăm stăruitor. Amin.